Cu toții ne iubim ceașca noastră de cafea, nu numai că vine cu un gust delicios, dar ne ajută să ne dăm startul dimineții și ne menține energici pe tot parcursul zilei. În plus, cafeaua este cunoscută ca un stimulent excelent pentru antrenament. O ceașcă plină de cafea neagră poate face ca rutina de exerciții fizice să fie și mai bună, dar știați că o ceașcă de cafea vă poate ajuta să slăbiți. Da, vă poate ajuta să reduceți grăsimea, cu condiția să nu adăugați lapte și zahăr în ea. În schimb, trebuie să adaugi în ea un strop de suc de lămâie, pentru a scăpa de kilogramele respective. Așadar, dacă vrei să slăbești, asigură-te că aduci acest amestec în ajutorul tău. Îți spunem de ce cafeaua și lămâia fac o pereche excelentă care ține greutatea sub control. Iată câteva beneficii ale cafelei pentru pierderea în greutate. Cafeaua funcționează ca un stimulant, ceea ce ajută la stimularea antrenamentului la sală. De asemenea, cuprinde compuși biologic activ, inclusiv cofeina, teobromina, teofilina și acizi clorogeni, toți cunoscuți pentru a stimula pierderea în greutate. Cafeaua descompune celulele grase, care sunt utilizate de organism sub formă de energie, ajutându-vă în continuare să pierdeți în greutate în mod eficient. Cafeaua îmbunătățește digestia prin ameliorarea constipației și minimalizarea absorpției de zahăr. Cu toate acestea, asigurați-vă că nu beți o cantitate mare de cafea, deoarece aceasta vă poate inversa efectele bune. Cafeina din cafea stimulează procesul de termogeneză, prin care corpul tău generează căldură și energie din alimentele pe care le digeri, ajutându-te astfel să arzi mai multe calorii. Sucul de lămâie pentru pierderea în greutate Sucul de lămâie tinde să stimuleze metabolismul, motiv pentru care se spune că ar trebui să-ți începi ziua bând apă cu lămâie. Sucul de lămâie are o compoziție acidă, care este capabilă să elimine materialele nedorite și toxinele din organism. În plus, promovează producția de bilă în ficat, ceea ce ajută și mai mult la digestie și detoxifiere. Sucul de lămâie te menține hidratat și de asemenea promovează sațietatea, menținând în același timp un aport caloric scăzut. Se spune că un pahar de apă cu lămâie conține doar 6 calorii, ceea ce o face o băutură perfectă cu puține calorii. Un amestec atât de cafea neagră și suc de lămâie dimineața poate funcționa împreună pentru a arde grăsimea de pe burtă și pentru a vă ajuta să pierdeți în greutate în mod eficient. Tot ceea ce trebuie să faci este să, să iei niște cafea și să adaugi apă fierbinte binte în ea. Adăugați o lingură de suc de lămâie și beți amestecul cald. Cel mai bun mod de a vă asigura antrenamentele eficiente în sala de sport este să o cu jumătate de oră înainte de a începe exercițiile fizice. Relatează sursebune.com